mă rog, ideea e că primesc deseori sfaturi și idei pentru vacanță, așa cum trebuie să fie vacanțele frumoase, relaxate, numai dacă se poate întâmpla, dacă reușim să aplicăm anumite tehnici care ne pot aduce vacanța mult visată. Alături de noi să ne vândă ponturi sunt Alina Tanasă și Diana Enciu. Bine ați venit, fetele! Bine v-am găsit! Ele epuizate! Bine, mă amuză cum spui tu că noi suntem expertele. Noi eram experte cu moda aici la voi în platou. Da, da, acolo între timp, eram mai stăpâne. Eu încă descoper, nu sunt expertă, eu sunt pe urmele experților. Da, nu, eu nu sunt expertă, tu cu trei ești expertă. Nu, mie mi se pare că nu mai poți să vorbești, că știi cum e. Nu, că s-au săturat de spectatori, de ce le spun eu, au nevoie de sfaturi noi. Mie mi se pare că într-adevăr nu prea poți să devii expert pentru că copiii au nevoi diferite de la vârstă, de la, nu știu, de la 6 din 6 în 6 luni. Și copiii sunt diferiți între ei. Unii funcționează foarte simplu în avion, de exemplu, dorm liniștiți, a mea nu a dormit niciodată la sân sau oare, vărtrea tot timpul marsupiu și hâta. Și depinde, sunt unii care dorm, n-au nicio treabă, depinde de copil. Sunt și părinții diferiți, adică hai să fim serioși. Sunt și părinții, dar voi sunteți totuși genul de părinți care v-ați dori să vă păstrați cam aceeași viață și să vizitați la fel de mult, mă rog, aproape la fel de mult ca înainte, încercând cumva copilul să nu vă incomodeze, să nu vă schimbe planurile. Cu toate astea, bănuiesc că țineți cont de niște lucruri atunci când vă gândiți la un city break, la o vacanță în care mergeți cu copilul. Eu cred că adică pentru noi, cel puțin, a fost copilul, efectiv l-am integrat în viața noastră. Adică tot ce vroiam să facem, am făcut cu copilul. Așa a funcționat la noi. Nu zic că e cel mai bine, așa. La adică, pur și simplu, la noi așa a funcționat. S-au mai schimbat un pic lucrurile, pentru că noi eram foarte comozi și aveam un relax de ăsta foarte șmecher acasă, în vacanță, peste tot. Și când a venit Amelia așa pe energie și cu multe cerințe, bam, ne-a tras-o. Și am zis, băi, hai să încercăm să schimbăm și noi un pic din stilul ăsta al nostru. Și uite, acum am făcut ce n-am făcut niciodată. Am mers la un resort în Grecia. Nu un resort clasic. Mai așa, pe stilul nostru, dar tot era un loc în care aveam de toate. Băi, a fost bine, ne-am întors super odihniți, păcat că am luat un virus și eu și fiimea am vomat 3 zile. În rest, beton a fost. Uite, asta a fost și opțiunea noastră, ne-am gândit să mergem la un resort și ne-am dat seama că noi nu suntem genul ăsta, că am înnebunit să stăm. Și cum nici nu suntem bine asta cu delegatul, apropo de ce vorbeam înainte de filmări, că eu nu sunt, adică hai stai tu, după aia stau eu, bine, nu nici merge așa. Băi, și da, ideea este că noi cumva ne ocupăm amândoi de Leon și destul și de mare. Acum înțelege foarte bine și foarte ok. Adică nu trebuie să-l țin în brațe la mâncat, el mănâncă singur. Recunoaște face multe că înainte trebuie să aibă altcineva singur grijă de copilul tău. Hai să-l glumesc. Nu, dar chiar așa e. Adică l-am luat de la început și foarte încântat în vacanță. Adică e genul de copil care stă în căruciori, îi place, nu vrea în brațe, adică decât foarte puțin. Merge singur sau în căruț. El doar în căruț, știi? Și în funcție de cum l-am obișnuit. Adică cele mai mișto ore ale noastre sunt alea două de la prânz când copilul doarme. În vacanță, în căruț. Ia, am și o întrebare. Ia, hai, spune. Am o întrebare pertinentă, fiți atent. Zi. Da, e pentru tine, Diana, că știu pe al tău. Bagă. Cum te ajută el? Că eu știu pe Cristi. Băi, adică noi de la bun început, de când am rămas însărcinată și am zis că dacă vine bebe bine, așa, ne-am împărțit sarcina. Adică, de exemplu, el face somnul de dimineață, eu fac somnul după masă. Încercăm să împărțim toate lucrurile astea. Dacă e chiuveta plină, spală el sau strânge el jucările după mine, dacă eu sunt moartă. Nu e chiar 50-50, că n-are cum. Mama n-are întotdeauna cum, o să facă un pic mai mult, fix cum zice și el, și nu o să poată să facă. Dar bagajul cine îl face când plecați într-o vacanță? Când vă... Tu. Și... Dar de ce țineți cont atunci când plecați în vacanță și organizați bagajul familiei, practic? Bun, vrei să zici tu prima? Zii tu, că tu ești mai experimentată. Nu sunt mai experimentată, dar fac tot timpul ținute, pentru că bagajul e cam limitat, mai ales că am plecat mai mult cu avionul și n-am avut luxul de a lua foarte multe, așa că am o geantă eu comună cu Leon și fac efectiv ținute pe care le împachetez și le pun cât mai strâns. Fac și lui ținute. Fac și lui ținute, da. La el iau extra tricouri pentru că e jale. Tu împarți geanta cu Leon? La mine al meu împarte geanta cu Amelie. Păi da, dar eu mai pun niște chestii la el, adică pun lucruri mai grele, cosmetice, papuși mai pun la el. Dar hainele eu fac ținutele și mi-e mai ușor așa, îmi fac și eu ținutele ca să nu-mi iau extra chestii. De exemplu, dacă stați 4 zile, ai 6 ținute. Tu ai 6 ținute și el? Și el tot cam 6 ținute și niște extra tricouri, da, care le murdărește cel mai repede. Exact, în restul cum mai este și murdar, adică pastile nu vă imaginați. Apoi, da, eu una iau de toate ca să stau liniștită, să stau mental liniștită, mai ales dacă merg într-un loc unde nu am acces la farmacii sau doctor foarte ușor, just in case. Amelie n-au probleme mai niciodată, dar le iau să fie ca să dorm eu zen, să știu, bă, are ceva, hop. Mă duc la punguță. Tu? Eu sunt varză la acest capitol, nu prea iau chestii cu mine. Dar e uleiuri esențiale. Băi, am luat o perioadă așa de...
știu foarte multe mămici care aveau trusa cu toate chestiile. Și am zis, nu, mă, al meu e super strong, eu nu iau nimic. La un moment dat o singură chestie a avut la mare, când am fost și a făcut febră. Și era copilul foarte vesel, tot ok, doar că avea niște febră, știi? Și eram așa un pic îngrijorată și la un moment dat mi-a dat cineva niște uleiuri și m-au ajutat alea, dar cred că a fost ceva somatic, pentru că am plecat de la mare și când am ajuns acasă n-am mai avut nimic. Bine, ați plecat după 4 zile, nu? Am plecat după 3. Băi, cam și mai ceva, febră, adică... stați că mai trebuie să zic da, ceva somatic. Important. Da, dar vreodat nu sunt genul, nu sunt foarte... Adică dacă e să iau un Nurofen, să iau niște supozitoare, la mine just in case și două chestii, nu iau foarte multe și lucruri, trebuie să recunosc. Și cred că important să iei și niște gustări, pentru că nu știi ce găsești pe acolo. Snack-urile pe care știi că le mănâncă acasă, snack-urile care îți aduc liniște. Dar chiar cum îi distrageți în avion? Sau cu ce le captați atenția? Bă, să nu mișune pe acolo? Este... este... Măi, singura chestie care ne ajută este că noi ne luăm tot timpul zboruri care coincid cu somnul de după masă. Deci, practic, o adorm înainte să intru în avion. Cumva, o oră e asigurată deci de liniște. Deci nu adormi la țiții, dar adormea copilul înainte. Deci tot a fost bine. Marsupiu. Nu, oricum. Și ne jucăm cu apții pilduri, tot felul de zdrângănele pe care le fac acasă, că jucăriile așa basic nu încântă. Uh-huh. Îi construiesc tot felul de sururi, de exemplu, prin care bag obiecte. De exemplu, vă descărcați pe telefon anumite desene sau ceva? Nu stau copiii pe telefon deloc. Nu. Uh-huh. La noi. De momentan, adică cât are ușca mama. Cu vorba lui preferată e, mami, lasă telefonul! În tonul ăsta. Și zic, ok, mami, ai dreptate, lasă telefonul. Eu nu, iau cartea aia Hoinar prin anotimpuri, îi place foarte mult și ține cât de cât. Am încercat și eu cu acții pildu, îi plac acasă, dar în avion nu e foarte interesat. Dar reușiți să vă relaxați totuși în vacanțele cu copiii? Păi uite, Diana a zis că da, că s-a relaxat. Vacanța cum aceasta momentele astea de relaxare? Resort, da, în vacanța în care nu avem resort și mergem 15.000 de pași pe zi și facem 1.000 de chestii, vin moartă. Vin moartă. Și înainte când eram singură, moartă veneam. Eu niciodată într-o vacanță de-a noastră, a mea și a lui Dragoș, nici a mea n-am venit relaxată pentru că noi eram pe explorare și acum cu Leon suntem tot pe explorare, să vedem cât mai multe lucruri, să facem cât mai multe chestii și pentru el și pentru noi. Acum combinăm cu mers în parc, ne jucăm în parc, dar nu am fost pe relaxare. Așa noi vrem propus să descoperim lucruri. Așa ne-am propus și noi în vacanța din Sri Lanka și tot așa să fim pe explorare și am vrut să ne schimbăm biletele cu 4 zile mai devreme, dar costa așa de mult să le schimbăm încât am zis mai bine ne mai chinuim 4 zile. Deci eu așa să spun, chiar râdeam astăzi că nu se poate, mă, nu se poate să-ți placă, să stai... Nu mă, să n-ai un moment să stai la masă liniștit, bă, nu se poate. Ai mulți, nu ai știi? Mulți. Lasă-mă ai că eram cu doi atunci. Doi, ai mulți. Nu. Mulți e doi, e mulți. Doi e foarte mulți. Eu mi-am dat seama, deci da, eu am fost într-o vacanță în Sri Lanka, apropo, și când m-am întors din vacanța aia, am făcut o indigestie de la pepene. Singur erai? Eram cu, da, singură. Nu era copil, zile, fără copil. Și am stat 3 zile internat în spital. A fost cea mai relaxantă perioadă. Adică da? Asta e relaxare. Dar voi nu aveți, nu aveți deci la o fantezie avut... că ar trebui să stați internat în spital și chestia asta vă zice, vă dă așa un sentiment de super bucurie. Wow, stau acolo. Deci nu aveam copil. Nu aveam copil și a fost cea mai relaxantă chestie. Așa că the fantasy există. Adică e acolo. Adică mă gândesc. Dar pot să înțeleg. Nu vă mai uitați, că vă rog mult, 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 mult. Nu, eu chiar mă vait, încerc să mă vait cât mai puțin, pentru că îmi dau seama că viața totuși e frumoasă, am un singur copil. Băi, nu știu, e și foarte fain în vacanță cu Leon. Eu pe mine mă încarcă faptul că el e încântat, că îi place. De exemplu, noi am fost 4 zile la țară în Anglia și 3 zile la Londra. Lui a plăcut mult mai mult la Londra. Eu eram, m-am zis, Doamne, i-a plăcut cu double decker-ul, i-a plăcut să se plimbă, să vadă tot felul de lucruri, s-a plimbat cu metrou. Pentru el a fost super, era wow! Mult mai dinamic. Adică imaginează-ți că la double decker a stat acolo, sus, urcat în picioare, ce? Să vadă. E adică... autobuzul la care... Londonez, autobuzul londonez. Double decker, l-au lăsat un șofer, am luat arelul în autobuzul londonez și am luat fix autobuzul ăla și am mers două stații și după două stații ne-am oprit că era capăt de linie. Și nu eram, dar mai vreau. A fost și la pilot. A fost la pilot, nu bine vrei că să știi. Bine că n-am fost în cursa aia, că muream. Doamne, cum a fost. Și zice, mami, am fost la piloți. Și un pilot a vrut să-i pune ochelari, dar el s-a emoționat, că e un pic așa. E și foarte fain care vârsta la care deja da, conștientizează. Așa, exact. Știi, la noi e momentan, abia învățat să stea în picioare nisip, să joace cu nisip, să stea în apă, adică lucruri mărunte cumva, știi? Și am zis, băi, n-are sens să ne dăm tare în niște locații, pentru că nu o să le simt așa cum vrem noi. Și am zis, băi, nu mai pe slow motion, da. Tot ce ați vorbit mental nu mai face și copii. Nu mai fac copii. Că am zis de bine, mult. E foarte fain cu copilul. E super mișto, văd. Băi, m-am aruncat niciodată să recomand oamenilor să facă copii după ce am făcut copil. Nu ai zis? Păi da, bă, deci trebuie să vă zic asta, scuză-mă. Spune. Zice Radu, era într-o noapte distrus și zice, să știi că eu îi înțeleg pe cei care nu vor să aibă copii. Și eu zic, da, dar ei nu realizează cât de fericiți sunt.
când n-au. Îți dai seama când dai ce bine era fără. Nu? Da, așa da, o să mă bucur weekendul ăsta. Vă rog, deci asta extraordinară, Adela, bravo. Băi, nu, e... Foarte motivațional acest moment. Vă mulțumim, fetele, sunteți fabuloase. E foarte bine cu copii și chiar mie... Da, este extraordinar. Să vezi cum mă duc eu la munte weekendul ăsta într-o vacanță doar cu soția. Este regulă și fără și cu... Foarte bine fără. Voi știți că ei să te bucuri de timp dinainte. Voi știți că ei înainte să adormă și citesc unul altuia. Da, dar avem timpul nostru. Doar noi doi, unul cu altul. Acceptă soția ta? Adică tu accepti? Eu vreau să citesc oamenii și citesc. Lasă-mă acum, eu citesc. Tu încă mai vrei să citești? Când mai citeam. Mă, voi chiar aveți timp? Nu, eu fug. Dacă al meu vrea, eu fug. Plec. Vezi eu când citesc în avion. Leon face toate nebunile. Tu citești în avion? Sare pe oameni, se duce și eu stau și te... Eu citesc.